Tratamentul cam pe ce perioadă este? În tumorile cerebrale. Da. Nu este un subiect musai plăcut aici. Rata de supraviețuire nu este una extraordinară. Variază de la luni până la poate un an, doi, cu excepția pisicilor la care meningioamele poate ar putea fi tratate chirurgical cu o rată de succes destul de mare. Adică, conform studiilor, undeva rata de survival ajunge până la 2 ani, poate chiar peste. Dar sunt alte tumori care sunt mai invazive, mai agresive, cu o rată de supraviețuire mult mai mică. În fine, acum, rata de supraviețuire mult mai mică trebuie privită dintr-un unghi dublu, poate 6 luni, 9 luni nu înseamnă mult pentru o viață de om la care medie de 70 de ani, dar la un animaluț care trăiește 9 ani, 7, un an de zile reprezintă 10% din cât a trăit el. Deci aici trebuie de chipzuit împreună cu proprietarii dacă ei își doresc să meargă mai departe. În măsura posibilităților și a tehnicii ne putem să oferim măcar o conduită paliativă, dacă nu una foarte specifică.